Salut și bine te-am regăsit la un nou tutorial video pe tutorialevideo.info. În tutorial de astăzi o să-ți arăt cum putem descărca videouri de pe Facebook. Dacă nu știați, acest lucru este posibil, la fel cum se pot descărca videouri de pe YouTube, de pe Vimeo, Trilulilu și așa mai departe, se pot descărca și de pe Facebook. Nu trebuie să instalăm programe în calculator, nu trebuie să ne ocupăm spațiu cu plugin-uri și așa mai departe. Trebuie doar să intrăm pe Facebook, să ne logăm, să luăm adresa URL-a videoului și să o copiem pentru a o lipi pe un site care ne ajută să descărcăm conținutul video. Se presupune că acest este videoul pe care vreau să-l descarc, pe care l-am în față, este pe profilul personal. Este o piesă pe care am lansat-o de curând. Avem adresa URL-a videoului. O copiați din bara de adrese. Și intrați pe site-ul febedown.net, adică facebookdown.net sau facebookdownloader.net, și undeva în partea de jos aveți un spațiu unde să copiați adresa URL a videoului. Dăm și noi paste aici și avem butonul de download în partea dreaptă. Este de reținut că uneori, în momentul în care dați click pe butonul de download, vă mai intră anumite reclame, dar închideți fereastra respectivă și reveniți aici unde dați din nou click pe butonul de download și o să funcționeze garantat. Dau și eu click. O încep pe Facebook, probabil nu am copiat bine adresa. Se mai dă o dată paste, o șterg, click pe download, nu înțeleg de ce nu vrea să descarce. Iată că a vrut. Nu știu de ce mă ducea pe pagina de Facebook. Ne spune cum vrem să descărcăm videoul la calitate slabă sau în format HD. Vă dați și noi la calitate slabă. Ne pornește acest un preview al acestui video. Vă dați ne click dreapta, Save video as. Selectăm unde vrem să salvăm fișierul. Va fi în format MP4 și vom da click pe Save. Și iată că descărcarea a început. Gata, videoul nostru s-a descărcat. Avem videoul în calculator. Hai să vedem dacă este pe desktop. Este. Putem să-i dăm play și să vizualizăm acest video din calculatorul nostru, fără să mai fim nevoiți să intrăm pe Facebook. Așa se descarcă un video de pe Facebook, este foarte ușor. Sper că v-a plăcut acest tutorial, că vă este util. Vă doresc spor la descărcat videouri. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă invit să ne urmăriți în continuare activitatea pe pagina noastră de Facebook, pe site-ul nostru tutorialevideo.info și pe canalul nostru de YouTube. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare. La revedere!